Avem un anunț foarte important. În familia lui Lili s-a deschis sezonul de pictură. Cât durează faza asta? Asta cu careocele? Da, că deja știi cum... ține copilul careoca mânuță și nu ți-o dau, nu ți-o dau. Stai că pe urmă trece la perete. Deocamdată ai ales peretele? Nu, că nu? Eu sper că nu o să-i treacă. Asta durează vreo câțiva ani. E distractiv. Da. Apropo, pictura este una dintre cele mai puternice instrumente atunci când vrei să creezi un design deosebit. Și copilul meu s-a gândit, dă să transformăm un pic locuința asta plictisitoare. Iar acum, la modul serios, să vorbim despre design. Ana Alexandru adoră să picteze în camere pentru copii. Ai putea să iei la înarmat această idee și face minuni. Alexandru este pasionată de pictură încă din copilărie. Primele sale încercări artistice le-a făcut pe pereți, mai pe furiș, iar acum, la maturitate, pictează cu mult drag în casele oamenilor. Deci mi-a venit ideea lucrând în cadrul unor proiecte în spitalele pentru copii și am decis că o să merg mai departe în această direcție. Probabil e un stil așa mai naiv, mai ușor și îmi place să văd zâmbetele copiilor în finalul lucrării. Picturile pot fi realizate oriunde, doar trebuie să țineți cont de unele criterii. Peretele poate să fie de orice culoare, de fapt. E important să aibă o suprafață bună pentru vopseaua acrilică, ca să se mențină. Lucrez cu vopsele acrilice, adică pe bază de apă, hipoalergenice, lavabile și fără miros. Cele mai preferate imagini atât de copii cât și de părinți sunt hărțile. Acestea sunt o metodă foarte bună pentru ca cei mici să cunoască țările, oceanele, dar și locul de proveniență a diferitor specii de animale. Practic, hărțile au devenit cele mai solicitate în ultimul timp și, așa, pe bună dreptate. Pe lângă faptul că se încadrează perfect în orice interior, aproape, mai sunt și educative. Evident că și acestea pot fi realizate în 10 de modalități. Fiecare lucrare începe cu o schiță, realizată după preferințele clientului, ceea ce ține de culori, dimensiuni, niște detalii suplimentare, cum ar fi avioane, baloane de aer. Și odată ce schița este acceptată, deja se începe lucru, care poate să dureze de la 2-4 zile, în dependență de dimensiunile lucrării și cât e de complicată.